Doamnelor și domnilor, haideți cu un rând puternic de aplauze pentru bunica Spazia! Tare! Ba da! Ba, are, măi, are! Are, să spază și drăcoasă, măi, drăcoasă! Băi, ești de bun, a venit bunica Spazia, băi, ești de bun. Salut, bună, doamnă! Bună seara! Este bunica lui Bordea, este femeia care l-a crescut. Taică-sul l-a abandonat în autobuz și maică s-a plecat în Italia. Deci această doamnă a fost mamă, tată, familie. Mama, eu l-am scăpat de la moarte, că dacă nu-l scăpam eu, nu mai e vieță acum în platou acolo, în Chelbos. Plin de tatuaj. Ca și karaoke. Deci nu e regulă. Deci femeia n-are filtru. Deci puteți să o întrebați orice cum vă răspunde. Ea știe ce înseamnă roast-ul, știi? Și ca să fie de acord să fac o treabă de asta, e mult. Nu știu cum m-au convins-o, dar... Și cumva mă gândeam că... N-are cum să vin până la Botoșan, vine până în coace, adică aș fi știut, știi? Dar după aia când am văzut o video... Eu știu, îți dai seama că am fost pe acolo și știu toate poveștile. Da, eram la masă în bucătăria de vară. Și la un moment dat, într-un capac, nu o să niciodată, într-un capac de la de inox, am văzut o fățucă simpatică cu niște urechi așa imense și când m-am uitat mai bine, era un șoricel care se reflecta. El s-a uitat la mine orel și m-am uitat la doamna spate și a zis, aveți un șoarece aici. E unul care tot timpul vine, băi. N-aveam nicio din. Vă este rușine să aveți un nepot ca Bordea? Știi când mi-a fost rușine? Când mi-a zis popa să-i spun să-și vadă de treabă, să n-ameți morță cu vie. Da, să rămână, mă bucur să vă cunosc. Da. Păi stai mă că poate vrea să spună ceva sau poate... Două secunde. Pregăti ceva. Vă pare rău că nepotul s-a însurat în sfârșit? Nu-mi pare rău. Mulțumesc. Nu-mi pare rău. Dar mai știi ce mi-ai spus când am cunoscut-o pe Livia? Da, am zis că e simandicoasă. Mi-ai zis dacă e un pic, da, da. Pentru că ai pus-o să spele toate vasele din comună. Am pus-o la probă. Să vedea dacă e gospodină. Mi-ai spus că e bărbatul care o să mă facă fericit? Deci are un text. Ok. Mama, zi textul dacă l-ai. Tot încurcăm. Băi, dar eu nu pot să știesc textul și ăla. Cătăline! Mamă! Doamne, și dacă așa. Eu văd asta, de ce eu pot să mor în momentul ăsta? Taci! Să rog pe antena 1 să-i dea un concediu, că n-are timp să facă un copil, că el vrea să iei de-a gata, el nu e stare măcar să facă un copil. El a zis că-mi fiază lui, el așa e de lene și să facă și unul. Aici eu vorbesc cu despre mine. Și să spun, spun în felul următor. Eu i-am oprit lui Cătălino Dămijan de vin la majorat de 50 cheli. Când am văzut că ei se îmbată, eu am luat furtunul, că nu poate scoate din Dămijană. Când mă duc eu în cameră unde erau ei, erau vinul răsturnat în lighean și ei erau așa de beți, nu știe care-i picior de fată, care-i de băiet. Era clar, e piște gramat, așa. Ăsta este un rost tradițional. O să vezi de unde vine umor, o să vezi. O spune frațul din Italia că a vrut să-l dezbrașe de geacă. Eu l-am tot inelele de videgete. Brățările l-a lăsat chel cu tătul. Da. Și să mai spune despre Cătălin. Bă, trăi țară. Bă, trăi țară. Mamă. Băi, mamaie, să doamnă! Te dau afară, oamenii din comună, tu n-ai unde să pleci. N-ai tu, dar eu am. Vine la tine acasă, nebunule. Doamne ferește! Care este cel mai mare defect? Cel mai mare și mai mare defect e mincinos. S-a dus direct, bă, băiatule. Avion s-a dus. Deci, nicio virgulă. Mincinos și lăudăros. Promite și nu sunt de promisiuni. Ce-a promis ultima dată și nu a făcut? O promis că i-a dus și la un nepoțel de meu, i-a dus și un joc și a zis s-o stricat. Că dacă nu-l mai trimit, a zis s-o stricat. Așa. Băi, mi se pare senzație. În rest, e băiebun. Ei, zic, trimite bani, ți-o lemne, trimite băietul, n-are încotro. Că altfel îl fugăresc cu furca de șper de capul. Ți-a mai promis o troiță până la o să o faci. Așa faci la capul meu, acolo.
Și mi-ai promis tu mult timp. Icoana, m-am dus și am luat și... Știi cu Icoana, știi nu cu, cu Icoana, restaurarea. Nu, 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 cu aia nu se zice la televizor. Ba da, să zică cu Icoana, e genial. Ba da, să zic. Nu, nu, știu, știu. Știu. Păi și dacă știi de ce zici, ești ca martorul ăla. Păi eu știu, știu, știu că a furat, da. Dacă îmi permiteți, doamna Spazia, am o întrebare. Da. Ce-i cu Icoana? Icoana, nu, început să-mi fac o icoană când era el la liceu. Și până la urmă, umblata aruncată de școală, am pus scândura pe foc. Deci încerca să-i facă o icoană, el. El picta, măi. Nu, nu, nu. El așa a făcut liceu de artă, dar la pictură. Când am văzut că și la actorii, doamne, și eu am a rămas făcut, surprinsă. Și eu am făcut liceu de artă. Suntem Cătălin și Cătălin, amândoi absolvenți de liceu de artă. Bravo. Doi pictori. Da. Pe care îl preferați? Eu îl prefer pe meu, că e așa... Sunteți subiectivă, doamnă. Îl cunosc. O zis că i-am făcut reclamă la vin și în loc să ne aducă vin, o vin și l-a băut-o pe meu. Așa bun, e? E mai bun de aia! Cum se numește localitatea? Todireni. Doamna Spazia, am o întrebare, dacă tot avem această oportunitate. Da. Ați putea să ne, să ne spuneți, dintre toți locuitorii Todireniului, care este cel care face cele mai multe probleme? Cine este oaia neagră din Todireni? Da, și numai unul. Să spunem, unul dintre ei. E, nu pot să spun. Primarul cum e? Bun. Oare vrea să candideze acolo, de tot întreabă cine e primar, cine e... Hai, Bendeacă, primar de tot direct. E bun ca berea. Răi și pe masă. Răi și pe masă. Băi, băiatule, băi. Au, doamne. Da, de ferești. Să știți că sunteți printre cei mai buni concurenți din sezonul ăsta. Dau cuvântul meu, doamne. N-ați vrea totuși să participați? Noi luăm acum tabletele. Da, mai ții minte ce mi-ai spus tu, mi-ai spus o vorbă mare la un moment dat, când ți-am zis eu că am hateri și ce le-ai spus tu, ce le-ai transmis tu haterilor mei? Aia de te înregistrați-mă atunci. Ah, să-l pup în plouă. În cap. O secundă, o secundă, că eu fiind bucureștean sau fiind prost, n-am reușit să fac conexiunea. Unde nu plouă, mă? Unde nu plouă? Păi pe unde nu plouă? Pe tine. Dar n-a putut zică, hai să-l pup pe unde nu bate soarele sau unde nu plouă. Depinde cum stai la plajă. Dar o întâmplare frumoasă, o poveste amuzantă legată de Cătălin. Înainte de căsătorie, doamnă. Vai, 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 vai. Începe bine. Când era în clasa 11, vreiesc să-mi soare. Și i-am spus că eu cu furca, eu cu furca la un fugărit. Că altfel nu făceam treabă cu el. M-a mințit că are practică la liceu și el s-a dus la mare. S-a dus la mare fără bani, s-a dus ca un cerșetor. M-a dus la școală și am cătat dirigintele și mi-a spus, doamne, dar el e plecat. Unde e plecat? Dar nu știu nicăt el că el a plecat la mare. Copilul strează. Și așa, și așa... Doamna, când a plecat la mare, va fura banii? Nu aveam. Și să furi dacă nu aveam. Deci problema era că nu aveam. Da. Dar te rog să le povestești când ai venit să mă scap de ăia la liceu ca să mă mai bată. N-era nilă de tine. Mă duci le-am dat niște cruci și niște sfinți. Dar tu erai așa de bleg, mai puțin peste băte. Cătălin? Da. Când te-ai vopsit la nunta lui Gabi, te-ai făcut ca gălbănușul de ou, parcă s-o ua găina lui Iulia Albă în capul tău. Înainte avea plătuțe și stătea ore în șir să-și facă șuviță cu șuviță cu gel. Și a căzut. Galben, galben era părul. Păi dar îmi plăcea Eminem, era perioada mea Eminem. Da. Avea trei cârlionți aici în frunte și întinde. Îi spuneam, bucur-te, Cătălin, că mâine cu ai mâinile mai ai. Doriți să mai reveniți și la text? Da, n-am ce știu. Tot așa le-s, măi, Cătăline. Stai, te-ai pe ziua în oglindă. Da, da. Ca prințesele. Îți trimitea mâncare să te îngrași o leac și acum ești, parcă mergi în mâini, ești un așchilopat, parcă ești scaraos, că nu ai o leac de piele, de atât, atât, e scaraos într-o chipat. Însă ești băiat bun tu. A trecut pântex așa pe diagonală. Cea mai bună variantă pe care puteam să o înfiem.
Am o ultimă întrebare. Dacă ați putea să vă exprimați o părere sinceră despre Chelu, despre mine, despre Delia? Ei, nu-mi permit. Sunteți ok. Eu, mie îmi place de tot. Nu, acolo se vedea. Nu-mi permit. Da, 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 așa. Sunteți ok. Haideți, doamnă, că suntem drăgălași, suntem frumoși, suntem... Uite, eu vă rog din tot sufletul meu să nu aveți niciun pic de rușine și să vă spuneți părerea sinceră despre mine. Accept orice. Dar, sincer, mie îmi place. Să știți că eu mă uit la umor. Îmi plac de toți, mai ales lumile astea și cum... Când se face bulina și ai la gură, când scoateți o perlă din gură, ce să mai zic? Mă pricep și ce ai spus. Deci cele mai bune glume de la umor sunt bulina aia. Mulțumim frumos! Mulțumesc, Mamaie! Rămâna, mulțumim! Doamna Spazia! Bunica mea a mai zis o vorbă mare, apropo de vin. Când am mers cu Nelu Cortea și cu Florin Gheorghe la ea acum astă vară, le-ai dat V33, ai scos recolta ta de vin, aia, aia galbenă, știi? Vinul al tău galben, de-l dai peste cap stacană? Da. Așa? Da. Ăștia s-au făcut praștie și Cortea a zis, doamna Spazia, un litru dați-mi să duc și eu acasă. Și buric mi-a zis, băi, crucea, vinul ăsta nu este din ograda asta decât sub formă de poveste. Băi, foarte tare. Doamnă, respect. Mulțumim frumos. Să rămână la mai de bună. Și toți vă pup. Doamne ferește. Băi, ne... Ba, acum înțeleg. Înțelegi? Da. Acum cred că înțeleg mulți oameni. Bunica mea, când a murit bunica mea, plângea și râdea în același timp și a făcut cea mai dubioasă glumă pe care am măsturat. Hai să iau, uite-l. E prima oară când pleacă undeva fără să înceară voi. Bunica a fost cea mai tare. Bunica a fost cel mai bun moment al serii. Nu avea nevoie de text. Spun eu. N-am avut noi timp să stăm, că aflam mult mai multe lucruri. Dar i-a zis unei foste iubite de-a lui, cu niște unghii mari, așa, a stat, s-a uitat la ea, nu știu, și la un dat a zis, voi la ce etaj stați, la 6? Tu mai ai liftul sau te cați? E clar că cel mai mare dușman al lui Bordă în această seară a fost bunica Aspasia. Când și-a dat seama că chiar se întâmplă ceea ce se întâmplă, s-a temut că bătrânica va spune tot.